Eu vă salut pe ambii. Bună ziua! Bună ziua, E, bună ziua! și domnul Melnic, dumneavoastră ați fost în țară, dar cu regret nu v-am putut auzi. Trebuie precizat care țară, că și eu sunt țară, dar sunt la București. El a fost la Moldova? Am fost la Orhei, la Chișinău, am fost acolo, dar la București am ajuns la Iași, pe aiurea. Și acum e în altă Spațiul țară, închis. probabil în Franța. Așa că toate țări lăsați. No, la Italia. A, sau în Închis în Italia, da. Italia. Precizați care țară. Dar noi Cam suntem oamenii lumii, domnul Brega. da, cetățenii Noi, planetei. cetățenii planetei, de Și fapt. e că ne adună doamna Suntem. Rotaru cu nebădeile, cu problemele ei, cu vecina consăteană. Oleg, nu sunt probleme, este o acuzație gravă, precum că eu aș fi estorcat bani de la cineva și aș fi, adică, profitat de un scanner pentru punctul medical. Și domnul Melnic, în vară, data de, prin luna iulie, când l-ați transmis dumneavoastră, și eu v-am trimis confirmare că polițistul a deschis acel pachet, v-am trimis confirmare că am filmat sora medicală, v-am trimis confirmare în video că a fost instalat la punctul medical. Dumneavoastră atunci ați luat legătura cu polițistul, dar ideea care? Că atunci, la data de 8 iulie, în jurul orei 10, eu eram la primărie și am solicitat sora medicală de la punctul medical de la noi, pe Natasha Cârnu, ca să vină în prezența polițistului să-i oferim acel scanner. Fetele chiar aveau nevoie de scanner și până în ziua de astăzi le mulțumesc că au nevoie de acest și este util. Și deci, domnul Melnic atunci a luat legătură cu polițistul, a confirmat că dumnealui a oferit acest scanner, pe când eu am fost învinovățită de către DMJ Galea că eu aș fi estorcat bani. Și ce face? În acel video pe care eu v-am trimis, domnul Brega, ea mă pândește pe mine când eu merg la punctul la primărie, chiar și la punctul medical, pretins intră în primărie că ar căta primarul. Cum mă vede pe mine, gata, schimbă placa și mă face din zboară penile. Mă pune grește și mă numește în fel și chip. Deci, domnul Melnic, ce ați făcut și de unde ați luat și cum a ajuns scanerul la noi? Care să facem așa? Noi aici am deschis o asociație de binefacere, adică avem o asociație de cooperare internațională, noi suntem unde. Ne ocupăm cu binefacere. Deci chestia că în satul Burlacu nu există un printer care, adică medicii nu pot face fotocopii la documente, să scaneze acte și mai departe am aflat la doamna Tamara, într-o discuție normală. Am hotărât să le cadrulez printerul ăsta, dar câteodată mai bine decât să faci așa ceva, mai bine nu știu cum să faci, dacă sincer. Am, ca să nu fie, nu, sincer, domnul Brega, eu vă spun că, Dacă știați că o haideți să fie să, așa am gândit dacă, complicații. da, am gândit dacă sunt permanent așa complicații. Am venit la Moldova, zic, să nu mă duc în sat, să nu mă duc în Burlacu, să nu mă vadă lumea pe acolo și nu spună că am făcut ceva ilegal și așa mai departe. Am luat printerul și l-am pus la autobuz, nici nu țin minte ce autobuz era, că era la Cahul autobuzul, zic, i-am sunat pe doamna Tamara, zic, doamna Tamara, tu știi ce-au trimis, nu mai vin eu pe acolo, vă spun din care motiv. Problema că eram în campanie electorală și eu eram candidat la alegeri. Și nu am vrut să zic lumea că ai dat în sat, că pentru alegeri, că ai cumpărat alegători, nu? Ba, că scanerul și la printerul și eu l-am adus din Italia cu mașina mea, l-am trimis. Eu nu știu, eu nu înțeleg chestia asta. Adică cineva vrea să facă un bine și la urmă este trăit pe drumuri. Femeia asta e numită, nu știu cum, cerșătoare. Eu m-am uitat la video și ăla, omul și ăla nu-i sănătos. Eu îmi cer scuze de cuvinte aspre, dar așa e. M-a sunat polițistul din sector, îmi pare, că deși nu s-a adus printer. Deci, băi, oameni buni, eu înțeleg toate, dar am făcut un bine. Pur și simplu am făcut un bine. Nu știu, asta a fost chestia, dacă lua doamna de mergi ceva în cap, și o dereglat, nu, eu nu cred că toată lumea trebuie să stea în prejurul lor să-și facă cușe la mine, la urma urmei. Poate o roade doar invidia, poate n-are probleme de
De cap. N-ar trebui să punem diagnosticuri, că nu suntem nici eu, nici dumneata medici, probabil nici doamna Tamara. Păi Dar n-am pus diagnostic, mai am pus degrabă propus, o spune eu. roade, invidie și lipsă de atenție, ar vrea să o bage cineva în seamă și iată îi facem hatâr, că o pomenim. Oleg, uite, Eu aș chema-o și în discuții să vedem ce o doare, dar m-a blocat. Nu pot să o apelez, nu pot să văd nu ce poți filmează, pentru pentru că că m-a blocat. deci Păi nu poți și eu sunt blocată, dar ideea care că ea are un grup de prieteni care i-au adunat un mute de nori negri deasupra capului. Și deci nu o singură dată am rugat-o și pe feică sa să intervină, să o ogoiască. Dar că soțul ei, Sergiu Dermengie, nu v-am adunat acum ca să... Deci eu îi cunosc această familie, o familie cu minte. Nu, iată, ea nu e atât de liniștită și mă pune grești și mă calomniază și mă învinovățește pe mine cu cele mai rele cuvinte. Apropo, această plângere a fost înregistrată la Inspectoratul de Poliție, ca a fost și la Procuratură. Deci, procurorul trimite la data de 22 septembrie plângerea mea către poliție ca să fie examinată sub articolul 70 cod contravențional. Până ziua de astăzi eu absolut nu știu nimic, dar plus aceasta am primit cerere de chemare judecată de a restitui pagubă morală în sumă de vreo 200.000 de lei. Te ieși râsul și vă zic, am scăpat de achiruș, dar de asta nu pot scăpa. E groaznic strașnic. A pus stăpâniri pe acțiunile mele. Ei, dacă v-ați plâns la poliție, poate o să o liniștească, o să o goiască alea câteva amenzi și o să-i treacă activismul. Exact în așa situație m-am pomenit și cu alte situații când ne-au expediat ghizi din Franța. Exact cu ce situație. Bună ziua, prieteni. Deci eu trebuie să dau agenda mea să eu ofer ei, să-i spun ce trebuie să fac, cum să acționez, ce să... Îi groaznic și asta tot face în timpul orilor de lucru. Eu sunt persecutată, pândită de dânsa, trebuie dacă într-o primărie prin față, atunci el nu mă vede. Dar dacă trec așa, pentru că la noi grădinița, punctul medical și oficii de poștă și ai un loc compact. Și grădinița e puțin mai sus. Ea mă vede pe mine orice pas al meu. Dar nu se admite, deja ai depășit stres, tensiune, e depășit așa ceva, așa atitudine. Nu știu, dar nu sunt bucuros, domnul Melnic, că am reușit și am ajutat punctul medical, adică fetele la punctul medical. Ei, dar aparatul, printerul acela, scanner, e acolo, el îl folosesc și... Da. Treaba merge înainte, vorba aceea, câinii latră și caravana trece. Da, corect. No, că în Republica Moldova am observat, domnul Brega, că cam la toate chestiile, acțiune, adică la toate acțiunile cam așa e reacția oamenilor în marea majoritate. Chiar acum am avut, îi spuneam doamne Tamara, ieri, da, când am vorbit noi, am adus un tir de ajutoare umanitare la Moldova pentru, iată, video de ieri, nou-nouț, pomenit, blestemat, tot trebuie. La mine de-aia asta e cam la ordinea zilei. Cum faci la Moldova, cum trebuie să fie blestemat. Dumnezeu, cu dânsă, cum a spus dumneavoastră, și e important că lucrează printerul, e important că oamenii au ce face, da? Cu doamna asta, îi spun, doamne, cred că trebuie să vă lămuriți cumva altfel, mai... Dar trageți-o la poliție, mai aduceți-o. Văd că acolo la dânsă mă duc cam la toți. Limba e înaintea creierului, e cam așa funcționează. Îmi pare rău să spun asta. Asta este pentru că am avut ședințe la curtea de apel și judecătorul din complet îi zice, dar poate vă opriți, sunteți dintr-un sat. Ea neagă tot, adică nu, ea merge până în pâzele albe, merge până acolo, până unde e ajuns. Dar să-și dea seama, în fața instanțelor, eu sunt în calitate de pedagog. Bine și instanțele din judecătorii unii dintre ei și toți sunt pedagogi care după au făcut studii juridice. Eu deja nu mai știu cum să și toți înțeleg că ea are un moft, are un... dar nu de fapt, nu știu. Deja cunoștințele bune mele de cunoștințe îmi spun ignorați. O, ignor și nu am plăceri. Absolut nu am plăceri. Ea dă pusna peste mine, adică eu trebuie absolut toată agenda să o desfășor, cam ce-ar dori ea, ce eu să în așa mod să acționez. Dacă pe data de 7
luna a șaptea, am fost la Chișinău și m-a discântat, eu cred că n-asma mai de ochi. Atât mă discântă femeia asta că e deja depășit că permanent trebuie să merg cu pastile de valeriană, cu... și data de 8 ea mă acuză pe mine că eu aș fi... Doamna Vitale, eu îmi cer scuze că vă întreb, dar eu vreau să înțeleg un lucru. Eu de acasă nu sunt chiar viață, dar urmăresc după toate ce se face în Republica Moldova și mă uit în mare majoritate persoanele care se dau nici nu știu cum să le spui, că nici nu sunt blogger, nici nu sunt, nu știu cine sunt ei, au un limbaj atât de urât și atât de murdar și atât de urât vorbesc de persoane. Eu înțeleg, dar legea în Republica Moldova funcționează? Nu. Fiind asta și eu. Atâta murdărie care au auzit prin blogurile astea și prin toate prostologiile astea de pe internet, de pe Republica Moldova, pare că ești la casa de, nu știu... De bădărănism. Da. De la Socola, să-i spunem la ea. Oamenii nu înțeleg că libertatea de exprimare e limitată și că nu poate să atace alte persoane, nu poate să dăuneze. Oamenii cred că libertatea cuvântului e o absolut. E un drept absolut, poți să faci și să spui orice. Nu e adevărat. Și deocamdată, probabil, nici autoritățile, nici poliția, nici justiția încă nu înțelege limitele libertății de exprimare. Și nu știi să le aplici. Că altfel, cadrul legal avem destul de bun. Avem legea despre libertatea de exprimare, se pare că deja de 11 ani. Avem practicile CEDO. O să vină vremea și o să ne democratizăm. Probabil sunt necesare astfel de experiențe ca să învățăm și noi, ăștia care suntem vizați direct, și polițiștii care se sesizați după aceea direct, și magistrații când ajunge pe mâna lor dosarul. Dacă nu și nu, doamna Tamara, peste câțiva ani o să ajungă poate la CEDO, pentru că nu i-a fost apărată onoarea demnitatea. Despre aceasta vreau să vă zic că angajații inspectoratului de poliție Cahul deja au conștientizat, pentru că ei urmăresc postările ei și au realizat singuri. Ei singuri au realizat acțiunile cinice, obraznice la persoana mea. De unde urla prin oraș să vină tunul, tancul, s-o cal și s-o împuște. De ce așa glorificare? Cu ce scop? E un vis umed al ei. E ceva ieșit din comun în toată situația asta, fiindcă, într-adevăr, eu urmăresc tot. Mai fac și eu un live, mai scriu ceva pe internet, mă rog, așa e, dar urmăresc pe toate live-urile astea de pe Moldova, cum spune și domnul Bregar, fiindcă cadrul legal într-adevăr există. Deci în lumea nu înțelege un lucru, că libertatea mea se termină acolo, unde începe libertatea altă. Problema unicați, avea... unicați dreptul la alte persoane, da, de acord. Apropo, Olen, poate vorbești, spui, poate incluzi acest video cu Viorica Grecu sau cumva, pentru că îmi pare rău, sunt membru acestui grup, dar da, și eu mă exprim, da, și eu am făcut careva filmări, dar n-am apropiat așa de tare telefonul, nu am provocat, nu am... Eu la general am făcut, nu în așa mod obraznic, nu în așa mod cinic. Dar persecutată, vă zic, deja, cred că lumea mă știe și spate și față și... Dar la consiliu, dar la... Dai. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, sincer, vă spun, îmi pare rău. Fiindcă niciodată nu te gândești, știți cum spune, unde dai și unde cap. Sunt persoane care pur și simplu nu gândesc cu capul ce ei fac. Nu știu, nu cred să aibă invidie sau nu știu ce, pur și simplu sunt persoane care niciodată îi gândesc că fac rău unei societăți întregi numai pentru a-și pune ambițul lui. Știi? El la moia lui trebuie să vrea să arate el, nu vrea să afirme, vreți să afirme personalitatea, vreți să afirme ca niciun drag. Și el face rău unei societăți întregi. El lucrurile astea nu le înțelege. Fiindcă problema Moldovei mai e salsa. Urmărind pe internet îți dai seama că persoane ca cum e doamna asta, ca cum e Maria Olari sau ca cum e, nu știu, mai sunt acolo dietele astea, influențează foarte multă lume. Din păcate, la noi, în Republica Moldova, foarte multă lume se dă anume după persoane care au limbajul ăsta, chiar și același, cum îl cheamă, de la Bels, cum îl cheamă, Renatul Usatăi. El a luat moda asta, adică e pațan de-a noștri lui cu pazar din anii 90, fix ca cum ăștia ești, da?
fix ca cum a stat și oamenii noștri sunt foarte mult influențați de așa personaj. Ei, ia ca usată, e taman la alegeri, a fost tare dezamăgit că oamenii îl votează, îi dau like, share, îl comentează pe internet, dar de votat nu prea l-au votat. Deci a fost o lecție pentru al de usată și s-a lăsat acum și de vlogging, îmi pare să o gândiți să însoare. Da, 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 problema, da, eu le moie tânără în sorațeal, să le dea Dumnezeu sănătate. Îl cunosc, un tip, adică nu mă mai sună de mult, dar... Deci, Oleg, vreau să te rog, afișează acel video, chiar și fotografiile din punctul medical, acel video din punct. Și vă mulțumesc mult, doamna Alexandru, vreau să vă zic public, vă mulțumesc, doamna medic Angela Dimitrenko. Mulțumesc-l Dumnezeu, nu nou, noi suntem doar instrumente. Dar cel puțin dumneavoastră, așa, apropo, acel scanner a ajuns în sat exact în ziua când a fost ea la Chișinău și a protestat prin fața președinției. Ea știa că scanerul a ajuns la noi în sat în acea zi, la ora 8:20, când eu am întâlnit scanerul și l-am dus în primărie, nu l-am luat acasă, nu l-am spachetat eu. A doua zi am vrut să fac așa cum se cuvine. Și până la urmă, iată, uitați-vă ce am fost atât de... Și în timpul orilor de lucru, cum v-am mai spus. Eu vă mulțumesc mult, vă spuneam că și medicul șef vă mulțumește, chiar și însăși directorul... Eu sunt eu așa atele, minte la cei care nu sunt chiar adecvați în toate chestia asta. Îmi pare rău. Vă mulțumesc mult pentru mulțumiri, mulțumesc domnul Brega că deja să vedeți noastră să faci. Dacă ceva, eu săptămâna și eu o să fiu la Chișinău, le spuneți la procuratură, la poliție, dacă ceva vin și le dau în scris, le aduc acte. Eu l-am cumpărat, nicio problemă, fiindcă chiar și amu am din cecuri pe mașină, nici nu știu cum. Asta e chestia, așa că spuneți-le să stăie liniștit și să mai gândească și la Dumnezeu, nu numai la mintea lor în tot pachet. Asta e. Vă mulțumesc mult. Am atât, mersi mult, domnul Brega, mersi mult, domnul Rotară. Că dacă vin la Chișinău, ne vedem. Neapărat, săptămâna viitoare și eu voi fi la Chișinău. Da, eu am vrut să vă spun un lucru, fiindcă noi am, eu îmi cer scuze încă un minut. Noi am aia preparăm, eu nu știu cum o să primească, fiindcă mai am o adunare săptămâna asta pentru un camion de mâncare și am vrut să vă spun, dacă eu vă confirm pe joi, pe vineri, o să trebuia să-mi dați o scrisoare oficială pentru asociație, când am vorbit cu dumneavoastră de familia și ea care dar trebuie să-mi dați în prealabil scrisoarea, pentru că noi vinem cu avizul guvernului și cu planul de distribuire și cum nu putem să facem. Ok? Vă salut, mersi mult. Ne auzim și ne auzim. Succes în toate. Să văd cum primarul primele și merg în direct să vadă. Iacă. Iacă poftim și vedeta care e perfect. Prezentă. Și vă leu. Și vă leu. Și vă leu. Și vă leu. Și cați vă leu. Și cați vă leu. Dar să te filmez și eu și voi. Și tu a fost? Așa de tulbură. Tu uite la tine. Da? Doamna secretară, dar unde e primarul? Da unde ieșit? Păi azi ați fie la lucru, n-ați fie la lucru. Nu are două minute, că nu ești în cabinet. Ia că uitați-vă, când vă spun de vedeta satului Burlacul, ia că uitați-vă, am găsit-o în primărie. Dar a venit să dau un scanner la ea, că fotografiază scanerul. Las că scanerul și ăla nu-i din banii tăi. Nu-i din banii tăi, așa e da, cerșit la lume. Ia că uitați-vă, oameni buni. Ia că asta e care faci fără de legile în satul Burlacul și umblă fără. Și am venit, așa îi trebuie să mă întreg. Eu am venit la tine acasă? Gale, spune, ce-i venit tu? Și dar și-ai treaba, ai și instituții publică, ia statului. Dar de ce tu râd? Auzi, tu nu pune condiții la oameni, pune-ți condiții ții acasă, că ai perturbat tot satul, ai tărâit pe instanță și ai făcut fără de lege. Lumea se teme de tine se teme, că doar trebuie să și fel de primar. Dar eu nu-ți vreau să-ți spun.